am tot urmărit sarcina ei chiar de la începuturi. Noi am fost cei care am aflat cine va fi noul membru al familiei și ce nume va purta micuța și când se va naște Angelina. E, această frumos îngeraj este cel care le colorează viața acum și le face sărbătorile de iarnă mai frumoase. Sunt părinți fericiți, Irina și Serghei Kovalski vin în platoul nostru, dar nu, hai să-i prezint altfel. Moș Crăciun, sexy Moș Crăciun și prea îmbrăcata Crăciunița. Salut! Nu prea! Salut. La mulți bine ani! La mulți bine ani! La mulți ani! La mulți ani, moșul! Ia, zăpadă, este în buzunar zăpadă? Zăpadă? Unde ai zăpadă? Numai bani! Oh! Lasă-i bine, lasă lingă cu bani! Deja am fost la haltură! Măi, dar părinți fericiți, parcă nici nu aveți tricopii acasă! Cum? De aceea și suntem foarte fericiți că avem trei copii acasă. Cum e viața în trei? Foarte bine. Foarte interesantă. N-ai când se vezi la ochi unul cu altă. Zăcădite-i în goste. Da, adică voi chemați oaspeți să vă stea cu copiii, da? Da, da. Trebuie uneori și așa să chemă oaspeți. Am văzut deja poze în toată frumusețea lor, da. Cu toți cinci. Cine vă fotografiază? Noi am fost la fotosesiunea când Angelina avea 9 zile, da. Mm-hmm. Noi am fost împreună cu toată familia. Eu vreau să vă spun că a fost foarte, foarte greu să ne îmbrăcăm împreună, să ieșim din casă împreună, să fim la fotosesiune împreună, pentru că cu copii e foarte, foarte greu să faci o fotosesiune foarte bună, calitativă, dar noi am reușit. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera acolo în studio, pentru că a fost foarte magică, cu brăduțe, cu jucării. Ca eu azi zis. Da, și voi acasă aveți brăduți, nu? Da. Când l-ați împodobit? Pe data 23, da? Pe data 23 decembrie. Toată familia l-am împodobit. Nu, numai mămică. Toți trebuie să fie și la școală, și la grădiniță. Tată împreună cu Angelina la plimbare. Mămica acasă se împodobește bratul. Pentru noaptea dintre ani, Revelionul. Este primul Revelion în 5. O să fiți acasă sau să și cântați? Noi și eu să cântăm și o să fim acasă să sărbătorim împreună cu familia noastră la ora 23:00. Noi o să fim acasă împreună cu toată familia. Vom aștepta și Moș Crăciunul cu Crăciunița acasă, da? Cu cadouri și cu mulți bani, da? Cum se cântă la noi în piesa noastră. Vinul la mine, Moș Crăciun. Așteptăm să sărbătorim, dar la ora 12:00 noi vom cânta la piața Marea Dunării Naționale. Da, acolo o să fie scenă. Acolo o să faceți distracție ce mare. Da. Cine o să stea cu cei mici? Bunici? Bunelul nostru, tatăl lui Sergiu. Da, botezul, n-am vorbit despre botez, cum a fost. Nu m-ați mai luat de cu mătră. Eu am uitat că supărați pe voi. Nu trebuie să supere. Cum a fost la botez? Foarte, foarte calm. La ora 6 ne-am botezat pe Angelina. Avea 10 zile. Hai să mai avem. Așa de vreme, 10 zile. Da. Noi la fotosesiune am fost, da, cu toată familia, pentru că suntem la un catalog de firmă, na bloșche. Da, și de copertă. Da, pe copertă și de aceea noi trebuie să botezăm. Să botezați fetița, da. Ca să, dacă o să vadă lumea, să nu se uită cu ochii răi. Da, sigur. Am înțeles! Ia uite ce femeie asta, să gândești așa strategic și la una și la alta. Câți ani ați avut? Numai doi. Mai doi. Da. Creosne. Nașul nostru, da, Valentinu Zul și verișoara mea, Katia. Ați reușit în luna asta să faceți foarte multe. Să nașteți copilul, să faceți botez, să faceți sesiune foto și să filmați și videoclip. Da. Clipul nașile snimați slietă. Încă da. din vară. Da. Și acum ați reușit cu montarea, cu totul să pregătiți ca să aduceți. Prezentăm. Ultimele cadre, da, a fost filmate în maternitate și foarte emoționante au fost momentele acolo. Ne-am plâns împreună cu operatorul nostru. El este tot tatălui, și băiat și fata, și da, și a fost foarte emoționant moment. Din dragoste au născut trei copii, îi cresc în armonie.
ironie și cu multă grijă. Astăzi vin cu o premieră de videoclip a melodiei care a sensibilizat foarte multă lume. O dedicație pentru toți părinții care au și fată și băiat. Самый лучший сын только у меня. Есть 105 причин, чтобы любить тебя. Самая лучшая дочь смотрит на меня. Знаешь, ты у нас уникальная. Когда-то будем мы смотреть с небес на вас, не отрывая своих восхищенных глаз. Ну а сейчас мы открываем целый мир для вас. Вселенная, спасибо, что они у нас. И на пути вас ждут дороги, падения и взлеты. Когда все кажется невыносимым, вы нас тихонько обнимите. И нам больше не надо. Причин, чтобы любить тебя. Самая лучшая дочь смотрит на меня. Знаешь, ты у нас уникальная. Когда-то обвенчают с кем-то вас небеса. Любить вы будете еще кого-то. Ну а пока вы наши маленькие дети. И нет сильнее этой радости на свете. Вы две вселенные, две параллели. А третья мамы под сердцем. И если что, мы всегда будем рядом. Мы все для вас, нам ничего не надо. Летите в мир, спешите жить. Цените каждый прожитый миг. Не расставайтесь вы с мечтой своей. Самый лучший сын только у меня. Есть 105 причин, чтобы любить тебя. Самая лучшая дочь смотрит на меня. Знаешь, ты у нас уникальная. Самый лучший сын у меня. Есть 105 причин, чтобы любить тебя. Самая лучшая дочь смотрит на меня. Знаешь, ты у нас уникальная. Albă ca zăpadă, da? Mi se pare. E albă ca zăpadă? Da, e, ești cam albastră ca zăpadă. Da, albastră ca zăpadă. Albastră ca zăpadă. Mă, dar eu mă uit la zăluțe, e cald și cu mănuși. O, e foarte cald. Eu mă gândesc că amuși trebuie să cânt. Amuși să vedem cum să fiu. Frumoasă. Da, și uite, și te la bărbat. Uite, așa Moș Crăciun, da. E, super. Moș Crăciun de la Black Star. Tatuirovcă-mi. Da, apropo, ai vreun tatuaj? Nu. Nici eu. Nici tu. Nu, eu sunt împotriva. Da? Nici eu n-am. Nu, nu că sunt împotriva, dar nu știu, încă... Nu știu ce... N-am. Da, încă n-am. Încă mai am. Încă mai am. Da, 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 da. Încă mai am timp să fac. Dar știi când noi începem de la 1 și ajungem la... Da, da, da. La 10-a. Urmează o melodie pe care încă nu ați cântat-o la TV. Nu, n-am cântat. E una veselă de iarnă. Da, dar este foarte, foarte super de la Black Star, da? Superb. Foarte interesantă, în stilul R&B. Ceva vesel, frumos, simplu, dar pozitiv. Și scurt. Și scurt, da. Scurt! Este foarte scurt. Scurt, foarte scurt, adică voi pe mine să mă pregătiți, că nu cumva da, 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 să apuc pe dealuri și voi într-un minut și... Minut.
Un minut și jumătate. Puh, foarte repede, hai! Mai mult o să fie invitația la cântat decât cântată propriu zis. Așa, ia uitați-vă, proaspeții părinți de 3 copii reușesc să le facă pe toate, să filmeze videoclipuri, să-și boteze copii, să facă sesiuni foto și să mai ajungă și pe la televiziuni ca să vă încânte pe voi cei de acasă. Hai moșule când vii, să-ți spunem poezii, te aștept în pragul meu, un dar aș vrea și eu. Astăzi vreau să te văd pe tine, moș Crăciun. Vino tu la mine, vino, 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 vino tu la mine, vino, 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 vino tu la mine, vino, vino, vino.